Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni. Trebuie să vă reamintesc că această emisiune nu ar fi putut avea loc dacă nu am fi avut și sponsor alături de noi și slavă Domnului au fost destui și le mulțumim tare mult. Tocmai de aceea trebuie să reamintim un sponsor foarte important, Alexandrion, care a oferit 15 premii în această zi, aceste vinuri din fața dumneavoastră și tocmai de aceea trebuie să vă mai prezint, să vedeți despre ce este vorba. Distileriile Alexandrion, fondate acum 20 de ani, au fost încă de la început lider pe piața băuturilor spirtoase din România. Poziția de lider al pieței este una foarte dificilă și presupune o permanentă adaptare la cerințele în creștere ale acestei piețe. Iar pentru distileriile Alexandrion, această cerință a fost și rămâne o mare provocare. S-au furnizat către piața românească produse de calitate, comparabile sau chiar mai bune decât multe branduri internaționale. Astăzi, orice produs sub sigla distileriile Alexandrion înseamnă produs de calitate. De ce vin? Pentru că segmentul consumatorilor de vin reprezintă un segment important din întreaga piață de băuturi. De ce vin? Pentru că vinul este cel care dă viață distilatului. Calitatea unui distilat începe cu o alegere atentă a boabelor de struguri și presupune o verificare strictă a întregului proces. De la stoarcerea strugurilor, continuând cu fermentația lor, obținerea vinului, distilarea și învechirea lui în butoaie de stejar. De ce vin? Pentru a oferi și consumatorilor de vin experiența și calitatea băuturilor produse sub sigla distileriile Alexandrion. Și mai am câteva vinuri pe care dumneavoastră trebuie să le cunoașteți foarte bine și mă refer aici la Merlot Sec, vin rubiniu intens și arome plăcute de mure sau cireșe negre, catifelat, echilibrat, armonios, un companion agreabil întotdeauna. Aspect limpede, transparent, strălucitor, culoare roșu rubiniu, strălucitor cu nuanțe teracota după învechire. Ce bine sună! Gust mai puțin aspru, catifelat, moale. Amintește de cireșe amare, armonios, consistent, lung. Miros, aromă delicată de mure proaspete, cireșe negre, condiment. Și încă două vinuri pe care astăzi vreau să vi le prezint din subsigla Alexandrion, Cabernet Sauvignon Sec. Vin intens, colorat, cu arome plăcute de coacăze negre și mure supracoapte, puternic, bine structurat, ușor agresiv și astringent. Aspect limpede, translucid, cristalin. Culoare roșu rubiniu cu intensitate colorantă foarte mare. Gust vegetal ierbos, rustic, ardei verde, ușor astringent, generos, corpolent, viguros, dar moale și catifelat cu nuanțe de tabac piele. Miros, aromă de fructe negre de pădure, fructe coapte și afine. Doamne, doamne, parcă-ți vine să deguși deja un astfel de vin, după cât de bine sună această descriere. Vin roșu demi-dulce, vin plăcut, echilibrat, ușor de băut, cu o culoare plăcută intensă, arome de fructe de pădure, fără asperități sau astringente supărătoare. Lichid limpede, strălucitor, cristalin, culoare roșu rubiniu. Gustul este proaspăt și fructos, sprinter și odihnitor, lejer. Mirosul, o aromă de fructe de pădure. Aplauze multe, vă rog, pentru sponsorul nostru. Și vă spun să dați aplauze pentru că urmează să mai dăm și niște premii, așa că vă cerem la schimb ceva ce merită. Haideți să găsim doi domni. Vreau eu să dau acum la doi domni puțin vin. Ce ziceți, domnilor? Vă doriți vin? Da, nimeni nu se fige, nimeni nu... Avem acolo un domn cu șapcă, ați ridicat mâna, ați fost pe fază, gata. Aveți o sticlă de vin. Haideți lângă mine. Vă mai pun și o întrebare, că poate n-ați reținut și vreau să vă bag așa în dilemă. Cine a oferit vinul? Alexandrion. Mai tare? Alexandrion. E, da, deci merită, mulțumesc foarte mult, ați fost atent. Vă invităm să luați loc alături de noi. Vreau să mai dau, încă o sacoșică. Trei domni o să iau, trei domni. Tot acolo cu albastru m-aș uita și mai am și în partea asta pe cineva. Și la dumneavoastră o să vin, că văd că v-ați ridicat imediat. Mulțumesc și eu tare mult. Încă unul aici și unul acolo. Am promis cuiva acolo mai devreme și vreau să mă țin de cuvânt. Știu că sunteți angajat aici și a trebuit să stați la datorie, dar meritați. Mereu v-am deranjat și vă mulțumim din suflet că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Imediat vin și la domnul din capăt cu încă o sticlă să-mi dați și numele dumneavoastră și să-mi spuneți care vin vă place mai mult. Mai aici, mai aici. Cum? Merlotul e mai bun. Inițial a spus Sauvignon, nu înțeleg de ce. Nu, Merlotul e mai bun pentru bărbați. Pentru bărbați.
era chestia aia pentru femei dacă îl beau cu bărbații. E bun oricum. Mai avem două premii? Păi de ce nu sunt aici să le dăm? Hai că mai avem două. Să aducem sacoșelele. Între timp vreau să dau și o ședință foto, pentru că avem aici o păpușică de fată. Hai de aici în față să-mi spui și mie cum te cheamă. Mă cheamă Maria Alexandra Cătălina. Maria Alexandra și Cătălina. O vedeți cât este de frumoasă. O Claudia și fără în devenire, cel puțin. Și am ochit-o. N-aveam cum să-mi dau o ședință foto profesională. O ședință de familie. O să includem aici și pe mama și pe cine hotărâți dumneavoastră din familie. Oferită de fotograful profesionist Cristi Câmpeanu. Mai multe detalii despre ce facem noi, pentru că suntem și în familie, întâmplător, puteți să găsiți pe cristicâmpeanu.ro sau Larisa de la Câmpeanu Makeup Artist. Mulțumesc tare mult! Asta vreau să vă spun la pachet, că va veni și cu un machiaj profesional pentru mami. Aplauze multe! De asta am spus că suntem echipă, toate la pachet. Și încă două sacoșele de vinuri. Mulțumesc tare mult! Hai să vedem, hai să vedem cine... Of, ce de lume, ce să fac acum? Trebuie să închid ochii, nu știu cum să fac. Închid ochii și arăt așa, m-am hotărât. Să nu zică lumea că am favoritisme pe aici. Închid ochii și arăt, fiți atenți. Camera pe mine, da? Deci nu mă uit. Vin! O doamnă! Sunt la doamna! Haideți, vă rog, aici, alături de mine, să vă dau o sacoșică de vin. Spun sacoșică pentru că aveți aici două sortimente. Cum petreceți în această seară, 1 decembrie, că mai e puțin. Ceva în familie? Da, în familie. În familie. Cu ce mâncare și cu ce băutură? Vin de obicei Sauvignon Blanc. Deci vin, că aveți vin. Important e să fie vin. Și ce mâncărică faceți în seara asta? Sau aveți deja făcut? Friptura de pui cu cartofi prăjiți. Cu cartofi prăjiți nu recomand, dar e bine că aveți friptura ca să meargă la vin. Eventual înlocuiți cartofii cu un mujdei de usturoi și mai sănătos și nici nu e o combinație nefericită. Da, așa este. Mulțumim tare mult, să fii sănătoasă. Hai să-ți dau și ție un premiu. Tu ce faci cu vinul? Păi pot să-ți dau eu ție vin? Cu cine ești tu aici? Ia spune-mi, cu cine ești tu? Cu cine ai venit? Mi-ară și mie pe părinții tăi? Unde sunt? Acolo. Păi dacă e așa drăguță, hai să-i dăm și ei. Dar nu ei, să nu mă înțelegeți greșit, că n-avem voie să dăm alcool la copii, da? Mami, tati, veniți aici să vadă lumea că e însoțită, domnișoara. Cum te cheamă, iubita mea? Ana Maria Teodora Moraru. Ana Maria Teodora Moraru, deci a spus atâtea nume că săraca cred că să-și încurcă. De fapt mă încurc eu, ea nu. Cum se cheamă tati? Narcis Moraru. Domnul Narcis Moraru, mă bucur să vă înștiințez că ați câștigat două sticle de vin de la sponsorii noștri, care sunt cum? Alexandrion. Alexandrion, încă o dată aplauze pentru sponsorul nostru, aplauze pentru premii, felicitări și să petreceți frumos în familie. Și să trecem mai departe. Doamne, ce am obosit, e greu să dai și premii, e cam greu. Da, trecem mai departe și așa cum ar trebui într-un acest moment, trebuie să vedem și o demonstrație de arte marțiale. Doamnelor, dacă sunteți pregătite, veți învăța să vă autoapărați, măcar. Domnilor, dacă sunteți pregătiți, veți învăța să faceți sport. Pentru că eu nu încurajez niciun domn să învețe această artă, nu? Ca pe formă de bătaie. Domnul Gabi Georgescu, alături de mine, îl invit. Este sensei, am reținut bine de data trecută, da? Dă-mi voie, te rog frumos, că avem aici copilași care ne înconjoară. Hai să te muți aici lângă mine, mulțumesc. Pardon, scuzați. Și acum să vorbim un pic. Gabi Georgescu, așa cum am spus, sensei. Club Dacia îl reprezintă, copiii sunt de acolo. Două, trei vorbe vreau să-mi spui, te rog, despre acești copii, cam în ce situație sunt ei la modul, dacă sunt campioni, dacă nu sunt, dacă sunt în devenire și ce ne vor arăta astăzi aici, pentru că mai multe vom vedea în reportajul ce urmează, în care avem totul detaliat, chiar de acolo, din sala lor de antrenament. Bună seara, în primul rând, la mulți ani tuturor românilor. Toți copiii prezenți sunt campion național la multiple stiluri de arte marțiale. Sunt tineri, sunt de viitor și, în primul rând, sunt disciplinați și respectă valorile artelor marțiale. Foarte frumos sună asta. Vreau să o prezint pe Pop Ana Maria. Mânuța sus. Mânuța sus, o vedem, da, Ana Maria. Mara Mateescu. Aplauze, aplauze pentru fetele acestea curajoase. Socol Maria. Damian Daniel. Stănescu Bogdan. Tudorie Mihai.
care tocmai a venit de la o competiție foarte, foarte grea. Și a câștigat ceva sau? Bineînțeles că a venit medalia de acolo. Mă gândeam că de-aia a fost grea, că n-a venit cu premii, dar dacă ai venit și cu premii a fost ușoară până la urmă, că ai învins. Și partenerul meu de club, celălalt instructor al clubului, Florian Mirică. Îmi pare bine să vă cunosc și pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră pe care aveți aici. Înainte de a începe demonstrațiile, pentru că nu vreau să uit, aș mai da două premii, nu de alta, dar văd că băieții s-au speriat și fug și am două premii pentru doamne, că dacă tot sunt mai curajoase și rămân aici, o să vă rog pe dumneavoastră să alegeți două fete de la etaj, pentru că etajul a cam fost defavorizat din punctul ăsta de vedere. Să alegem două doamne, cărora să le dăm ședințe de slăbit la Coco Studio. Avem două premii. Cine vrea să încerce așa ceva? Domnișoara cu telefonul, care cred că ne și filmează. Veniți? Am luat-o eu, ți-am luat-o înainte. Tu ești mică și slăbuță, ce să mai slăbești? Lasă să mai crești. Hai să mai găsim. Hai, ok, și pe cineva, Gabi? Dacă mai... Uite, așa acolo avem... Nu vreți? Nu. Adevărul că este slabă. Nu vă trebuie. Și la serviciu, da, nu e bine. Haide, doamna, mai o doamnă, nu? Doamna de acolo. Care da. Din ele, că sunt două? Oricare doriți. Care vreți dumneavoastră, coborâți repejor și luați o ședință de slăbit la Coco Studio. Nu vreți? Așa, bravo. Vă așteptăm jos, nu contează. Și dacă ar fi fost kilograme puține și dacă ar fi fost kilograme multe, important e că încercăm o experiență, vedem ce se poate întâmpla și eu cred că rău nu are ce să ne facă. Încă o dată numele, ca să știu să vă trimit la colegii mei din regie. Socol Georgiana. Georgiana, felicitări. Poți să mergi în regie să-ți iei premiul, da? De la Coco Studio. Și, doamna ajunge. O așteptăm să coboare. Până una alta, Gabi, am să te rog să ne spui cam care ar fi obiectivele pentru anul 2015 legate de clubul vostru. Să avem sportivi sănătoși și odată cu asta vor veni și medalii, cu siguranță. Dar să fie sănătoși. Foarte frumos spus, un om care nu se dă peste cap oricum și în orice fel să câștige ceva, ci dacă avem sănătate și răbdare și perseverență, le facem pe toate. Aplauze! Un mesaj bun pentru toată lumea! Vă rog să-mi spuneți numele. Ion Carmen. Doamna Carmen, felicitări, ați câștigat un premiu la Coco Studio. Vă invităm în regie să vi-l ridicați și să beneficiați de o ședință în care să vă simțiți foarte bine. De ce sperați? Nu se știe, poate o să aveți surprize. Eu zic că sigur, nu e cu numai de sperat. Mulțumim tare mult, o seară frumoasă. Să începem atunci cu demonstrațiile, da? Ce ați pregătit? Trebuie cumva explicate sau pur și simplu vom vedea și vom înțelege? Putem să și explicăm pe parcursul demonstrației. Daniel Bogdan. Începem cu o demonstrație de sport ciambara, scrimă japoneză. Cei doi sportivi sunt medaliați la campionatele naționale cu aur amândoi. Mulțumim. Gata, Ana. Continuăm cu tempo self-defense, autoapărare de stradă. Maria face de 6 luni de zile la club. Puteți observa ce ușor se mișcă. Thank you.
Maria Mateescu este campioană națională pe scrimă japoneză și reprezentanta României în Japonia în 2015. Popana Maria face de 9 ani arte marțiale, este medaliată cu bronz la campionatul european din Germania din acest an, singura medalie adusă de lotul național și ne mândrim cu ea. Ea este viitor doctor în România. Vedeți partea de stand-up pe Kempo, partea de luptă. Mihai este medaliat pe Kempo și pe Judgment Day, o competiție internațională. Federația de Kempo este cea mai puternică federație de arte marțiale din România, cu cele mai multe titluri internaționale. Gata, mulțumim mult! Mulțumim foarte mult! Într-adevăr, demonstrații interesante aici. Iar revin și spun, pentru autoapărare, nu pentru altceva, nu? Bineînțeles, numai pentru autoapărare. O să aflăm mult mai mult, așa cum v-am spus, dintr-un reportaj ce va urma, dar pentru că timpul ne presează, o să lăsăm mai pe finalul emisiunii și o să-l vizionați dumneavoastră, probabil când ajungeți acasă unii dintre dumneavoastră. Și o să trecem și la momentul următor. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici prezenți. Vă doresc succes, aveți multe medalii pe viitor și numai rezultate frumoase de acum încolo. Ioi, ioi sau os? Os când vii și ioi când pleci, nu? E aproape ca la Ardeleni, dar mă rog. Deci ioi și os am înțeles. Acum e cu ioi. Ioi, toată lumea ioi, da? Mai glumim și noi. Mulțumim tare mult încă o dată și succes, succes. Numai bine. Laurian, ați auzit de Laurian? Știe cineva pe Laurian Manta, o altă voce a României? Haideți să aud aplauze dacă îl cunoașteți. Da, te-am strigat în aplauzele publicului pentru că era normal să reamintesc de tine, te pup. Mă bucur să te revăd și că ai dat curs invitației mele pentru că știu că ai venit într-o excursie, ai fost ocupat, nu? Cum a fost weekendul tău? A fost plin de evenimente, ca să spun așa. Cu tot felul de evenimente. Cu tot felul de evenimente, exact. Și cum merge treaba asta cu cântatul? Pentru că ai avut o experiență frumoasă la Vocea României, toată lumea știe asta, toată lumea te-a văzut. Văd că ai renunțat la Papion și nu-i ok. Da, l-am dat lui Moga, am zis totuși să-l las pe el. Să înțeleg că avea colecția prea mică și mai avea nevoie de încă unul de la tine.
Desigur, desigur. Plus că papionul mi-a purtat noroc, așa am zis că de ce, poate îi poartă și lui. Poate are nevoie de noroc, că nu e destul de sus, să spun așa. Important e că ți-a purtat ție noroc, probabil că ți-ai găsit un alt talisman sau o să-ți găsești de acum încolo. Eu îți doresc mult succes și încă o dată mii de mulțumiri că ai venit aici să ne încânți cu vocea ta. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Am pregătit trei piese foarte frumoase. Prima este o piesă românească, a doua este o piesă la care am și filmat un videoclip și a treia este de la un mare compozitor, de fapt, nu știu, este tânăr el, român, Laurențiu Duță. E, Laurențiu Duță, cine nu știe pe Laurențiu Duță de la 3 Sud-Est, da? Mă bucur să aud că lucrez cu astfel de oameni talentați și nu numai talentați, ci și cunoscuți pe piața muzicală. Asta înseamnă că e de bun augur, că lumea te ajută și tu mergi mai departe pe drumul acesta care e foarte important. Succes, te ascultăm și să invităm lumea la dans, nu? Că putem. Ok. Cea mai scump pe lume, pot să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Să mă faci una cu pământul, să mă calci în picioare de o mie de ori, să mă spâșii cu dinții și apoi să chem vântul, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zări. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău, fiindcă atunci am să mor de dorul tău, fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Și zilele vor fi nou așa cum n-au mai fost de dorul tău. Da. Să mă torn într-un pahar cu apă, sau să mă uiți pe fundul mării printre pești răpitori, să mă lași să plutesc pe un val în marea moartă, sau din cer cu ploaia încet să mă cobori. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă dragostea, dar să nu-mi iei
Atunci am să mor de dorul tău și zilele vor fi din nou așa cum n-au mai fost de dorul tău. Da, da, de dorul tău. Vă mulțumesc. Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise it won't happen again. Do I attract to do I repulse you with my quizzy smile? Am I too dead? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, I guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've gone and danced to man. I could be brown, I could be blue, I could be fire in the sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? How can I help it? How can I help it? How can I help what you think? Hello my baby, put my life on the brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I bend over? Should I look for the just to be put on your shelf? I tried to be like Grace Kelly, but her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've gone and danced to man. I could be brown, I could be blue, I could be fire in the sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the... Say what you want to satisfy yourself. Hey! But you only want what everybody else said you should want. You want. I could be brown, I could be blue, I could be fire in the sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? I could be brown, I could be blue, I could be fire in the sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? Și încep să te ridici.
ce-a fost nu va mai fi. Prezentul e trecut, presărit cu amintiri. De ce vrei să mă vezi rătăcind printre străzi ca un vagabond? De ce vrei să îmi iei visele și să pleci? Chiar nu-ți pasă deloc, sunt doar un om, un visător, sunt doar un om, ce te iubește enorm. De ce vrei să mă vezi rătăcind printre străzi ca un vagabond? De ce vrei să-mi iei visele și să pleci? Chiar nu-ți pasă deloc, sunt doar un om, un visător, sunt doar un om, ce te iubește enorm. De ce vrei să mă vezi rătăcind printre străzi ca un vagabond? De ce vrei să-mi iei visele și să pleci? Chiar nu-ți pasă deloc, sunt doar un om, un visător, sunt doar un om, oh, ce te iubește enorm. Vă mulțumesc! Chiar ne pasă, Laurian, ba chiar ne pasă tuturor și cred că publicul te iubește foarte mult, nu numai aici în Ploiești, în Prahova și în curând în toată România. Bine, ei te iubesc și de la Vocea României, dar sigur te vor iubi și pentru ceea ce ești tu acum. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, români de pretutindeni! Eu îmi iubesc foarte, foarte mult țara și de fiecare dată când am ocazia o laud, pentru că sunt mândru că sunt român. Și mai ales că tu ai și origini într-o zonă foarte frumoasă, zona Zlănicului, da? Și avem ce promova de acolo, extraordinar aer, extraordinar peisaj și oameni superbi. Și mai mult decât atât, aveți și salina aceea minunată, care ajută, da, iată, să și vindecă multe probleme respiratorii. Mulțumim tare mult încă o dată, să ne revedem cu bine, poate chiar la colinde. Ne colinzi anul ăsta? Da, da, am, da, un program de colinde cu colegii mei de la Colegiul de Artă, foarte, foarte frumos. Colegiul de Artă, pe vremea mea se numea Liceul de Muzică și sunt, da, mândră că am fost și eu acolo vreo 8 anișori. Foarte frumos! Salutări colegilor tăi, salutări profesorilor de acolo și mulțumim din suflet încă o dată, să ne revedem la colindat atunci. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim! Mulțumim, Laurian! Aș vrea să vă spun și aș vrea să vă spun la această cameră ce moment important urmează. Este un moment pe care l-am lăsat special la finalul acestei serii, acestei emisiuni, pentru că mi se pare demn de Ploiești, demn de Prahova să avem o fată atât de frumoasă care să ne reprezinte zona și care să fie, dacă nu știați, Miss România 2014. Ei da, multe aplauze pentru că Agata Toma, Miss România, ploieșteanca noastră, este aici prezentă. Să știți că are pe cap coroana originală a acestui concurs. Mă bucur tare mult că este alături de noi. Vreau să vă spun că o cunosc pe Agata de când avea 10 anișori sau mai puțin. Mai puțin. Cred că mai puțin. Au trecut 10 ani de atunci. Suntem tineri amândouă, mai ales eu. Important e că a evoluat extraordinar de frumos această fată. Important e că are și o voce superbă și niște talente deosebite. O să vedeți pe parcursul emisiunii. Și este și o fată foarte, foarte sârguincioasă la școală. Face două facultăți, iar la una dintre ele, dacă nu mă înșel, a ajuns să fie studentă tocmai pentru că a primit premiu, da, de la acest concurs Miss România. O să discutăm mai multe. Am spus bine, da? Da, 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 desigur. Ok, păi atunci să ne așezăm pentru că avem invitații pe măsură. Nu doar Agata este alături de noi în această seară, ci toată echipa care a participat la un astfel de proiect și mă refer aici la reprezentanții Miss România pe țară, pe care vă rog să-i aplaudați și invit alături de mine.
Bună seara! Bună seara și bine ați venit! La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani! Numele dumneavoastră, ca Irina să nu fac... Irina Haideț, sunt director național. Îmi pare bine să... Am fost România și mie îmi pare bine să fiu în Ploiești și îi salut pe toți românii din Ploiești. Să știți că aveți fete frumoase în Ploiești. Mulțumim! Păi le așteptăm la preselecție pentru 2015, nu? Că până la urmă trebuie abia să facem abia aștept, sunt convinsă că vom găsi foarte multe domnișoare frumoase în Ploiești. Foarte frumos! Și domnul Inuan, care este deținătorul mărcii, am înțeles eu, și nu numai. Spuneți-ne mai multe dumneavoastră. Da, Gavrilă Inuan este în numele meu, sunt președintele organizației Miss România, deținătorul mărcii înregistrate Miss România. Mă bucur foarte mult că ne-ați invitat. La mulți ani tuturor celor prezenți, la mulți ani tuturor celor de acasă. Este o zi foarte importantă. La ideea dumneavoastră de a avea pe Miss România cu ocazia Zilei Naționale României, mi se pare chiar foarte bun. Mulțumesc tare mult că apreciați această idee. Vă invit pe canapea să discutăm mai multe. Haideți. Pentru că avem un proiect larg despre care trebuie să vorbim. Sunt foarte emoționată, mai ales că văd această coroană în față. Nu mă așteptam să o avem aici și mă bucur că s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie să vă spun că acest proiect, Miss România, continuă. Pentru că, mă rog, o să aflăm mai multe detalii la momentul respectiv și la momentul potrivit. Însă noi ne-am gândit aici pe plan local, pentru că avem o Miss atât de frumoasă și care ne reprezintă cu atâta mândrie, să facem un alt fel de proiect. Un proiect care să se intituleze Anotimpurile Miss România. Adică pe Miss România am deghizat-o, am aranjat-o, am coafat-o, am machiat-o în mai multe anotimpuri. O să vedeți despre ce este vorba, pentru că pe parcursul discuțiilor noastre o să ruleze câteva fotografii, iar mai apoi vor rula și imagini de la concursul, efectiv de la concursul de Miss, pe care ni l-au adus în premieră, să spunem, la Ploiești, reprezentanții Miss România. Și înainte de a trece la aceste discuții mai în detaliu, vreau să invit alături de noi pe fotograful Cristi Câmpeanu, care s-a ocupat de acest proiect. Multe aplauze, vă rog, pentru toți cei prezenți. Bună seara și bine ai venit, te rog să iei loc. Și nu în ultimul rând, pe Ileana Popescu, reprezentant compania de teatru Ancuța. Bine ai venit, Ileana, te botez, îți dau un miel. Nicio problemă. Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani. La mulți ani și bine ai venit. Deci am invitat-o și pe Ileana, pentru că ea este și un body paint artist, am zis bine? Da, face painter și body painter. Și body și de toate. Deci pictăm tot ce se poate, da, cu vopsele speciale. Și mai mult decât atât, ea vine și din partea companiei Ancuța, care ne-a ajutat cu vestimentația potrivită pentru acest proiect. O să vedeți mai multe în fotografiile care vor urma și loc pe colegii mei să-l aibă materialul pregătit, pentru că noi vom vorbi, iar imagine vor curge peste noi, ce fel sună. Haide, Ileana, aici lângă mine, uite, te rog să intri la mijloc. Bun, am să dau cuvântul în primul și în primul rând domnului președinte, cred că am spus bine, da, de la Miss România. În primul rând vreau să spuneți dumneavoastră ce înseamnă și ce a însemnat acest proiect Miss România, mai ales începând de anul acesta, când am înțeles că dumneavoastră vă doriți tare mult să schimbați fața, să spunem, acestui concurs. Pentru că de foarte multe ori au fost discuții despre ce înseamnă concursurile de Miss, despre ce se întâmplă acolo și nu era tocmai de bine. Dumneavoastră vreți să veniți cu îmbunătățiri și cu o altă imagine a acestui proiect. Spuneți-ne, vă rog, mai multe detalii. Păi, Miss România, în primul rând, trebuie să fie imaginea de marcă a femeilor din România, asta traducându-se prin aceea că într-un procent cât mai ridicat dintre femeile din țara aceasta, care o privesc pe Miss România, se poate să spună, da, poate să vorbească în numele meu, poate să mă reprezinte. Așa o gândim noi la organizația Miss România. Trebuie să fie un titlu care să dea noblețe, un titlu care să iasă în evidență prin ceea ce reprezintă persoana respectivă. Miss România nu trebuie să fie nimic altceva decât o femeie care să demonstreze că are capacitățile unui om deosebit, o persoană care poate să fie lângă noi oriunde, să poate fie șefa noastră, colega noastră, soția, prietena. Asta este Miss România, nu altceva. Tocmai de aceea, din câte am înțeles de la Miss România Direct, dumneavoastră ați ales că anul acesta să nu fie neapărat premii în bani, în excursii, în întâlniri cu fotbaliști, cum vorbeam noi la o cafea, sau eu știu ce alt premiu de ochiat, să spun așa, ci să primească ca premiu Miss România o bursă de studii la facultatea particulară, dar nu contează, Spiru Haret. Important e că este o bursă de studii și iar ea a ales să facă o facultate în domeniul muzicii pentru că ea și cântă, o să vedeți. Nu este prima dată când organizația Miss România dă un astfel de premiu. Tocmai de aceea ne-am orientat spre Universitatea
suflet, pentru că având 24 de facultăți în linie, a putut să-și aleagă ceea ce i s-a potrivit. Agata a ales Facultatea de Arte din ceea ce are ca ofertă Universitatea Spirul Careș. Eu zic că a făcut foarte bine pentru că ei se potrivește. De altfel, Irina vă poate spune mai multe despre... Chiar vă rog să ne povestiți mai multe despre această bursă și neapărat despre promovarea acestui titlu național de Miss România. Trebuie să vă spun că din anul acesta noi am introdus câteva probe noi pentru concursul de Miss România. Par inedite, dar să știți că au prins foarte, foarte ați bine. Ați introdus probe noi și vă întrerup un pic și ați scos unele vechi, da, exact asta vreau scos, să spun. Am scos proba de costum de baie și am înlocuit-o cu proba de costum național pentru că ni se pare normal să prezentăm costumul nostru național. Este totuși mândria țării noastre și este păcat să nu-l scoatem în evidență. Să știți că toate domnișoarele care s-au înscris au primit cu foarte mare bucurie. Eu am rămas uimită. Mă așteptam să fie ceva reticențe, dar nu. Nu știu, domnii, dacă au primit cu mare bucurie această veste. Păi nu știu, putem să întrebăm și pe domnii de aici cum li se pare domnii ideea. Domnii, vi se pare ok să nu mai avem bikini la concursurile de Miss? Nu. No. De ce oare? O singură voce a fost, care nu reprezintă neapărat tot poporul. Exact. Da, este o alegere bună. Până la urmă, chiar și concursurile și probele acestea de bikini sau costum de baie, mă rog, cum le-am putea spune, atâta timp cât sunt făcute decent și, eu știu, au și o eșarfă corect, în taliei corect, și corect. Prezentate delicat. Numai că, din păcate, la noi nu se mai prezintă așa. Nu mai avem jocul acela de scenă, care ar fi mult mai frumos și am avea la ce să ne uităm. Să știți că am observat că în ultimul timp nici bărbații nu se mai uită atât de mult pentru că toate canalele TV sunt pline de astfel de lucruri și cred că s-au plictisit și ei. Și Miss România, și Miss România. Corect, și Miss România este Miss România. Așa este. Pe lângă asta, o probă inedită pentru că am dorit să facem o departajare între cele care chiar se ocupă cu ceva în viață, este proba de talent. Proba de talent. Proba de la talent. Gata a fost perfect, pentru că da. Are talent, slavă Domnului. Ne-am întâlnit cu întrebarea ce talent. Să știți că la Miss România, la concursul național Miss România, am acceptat orice formă de exprimare artistică. Adică, poate domnișoarele nu au o voce extraordinară, dar pot dansa foarte bine. Exact, da? Exact. Pot face recita altceva. Foarte bine sau pot ajunge, nu știu, actrițe desăvârșite. Așa este. Și așa mai departe. Deci... Știu că urmează să faceți și câteva preselecții în diferite zone ale țării și da. V-ați gândit să includeți eventual și zona Prahovei corect, pe hartă. Am găsit aici o echipă foarte bună, mi-a plăcut. Mulțumim Mă felicit mult. Pentru acest lucru. Am găsit un fotograf extraordinar, pe mine m-au impresionat fotografiile și chiar vreau să-l felicit. Mulțumim foarte mult, mulțumim. O să-l luăm la întrebări imediat. Exact. Și atunci este păcat. Până acum înscrierile s-au făcut online pentru că nici noi nu am avut atâta timp să mergem. Vă dați seama, o astfel de preselecție presupune timp, presupune muncă. Nu am avut timpul necesar, dar vrem să acordăm mai mult timp. Și atunci să nu fie doar online și să încercăm să facem preselecții regionale. Cam în ce zonă începe preselecțiile, așa ca să facem un preambul păi, pentru vorbim acest de Prahova, eveniment. Vorbim de Gorj, nu? Nu, dar în ce perioadă, la modul acesta? În ce perioadă? Deci ne pregătim pentru preselecții, probabil că nu chiar de la sfârșitul lunii decembrie, dar din ianuarie. Din ianuarie, clar. Da, exact. Se mai liniștesc și fetele, probabil că da, va exista și o vacanță după. Puțin sărbătorile. Exact. Și după aceea ne punem pe muncă din nou. Am înțeles. Așa că domnișoarele să fie pregătite, le așteptăm cu drag. Să nu uite, proba de talent este esențială. Nu contează dacă au voce, dar să-și descopere talentul. Sunt convinsă că orice domnișoară are un talent. Da? Așa este. Așa, contează să-l descoperim. Sigur, așa este. Nu știu dacă între timp au intrat imaginile de la Miss România, dacă au rulat cumva pe discuția noastră. Poate, da, au rulat dumneavoastră, le-ați văzut, eram aici concentrată la discuție. Între timp aș vrea să ruleze și ședința foto, care cred că a intrat și ea. Nu-i nimic, o mai repetăm și încercăm să mai vedem încă o dată ce s-a întâmplat acolo, pentru că acum vom discuta despre acest proiect pe care l-am gândit împreună, nu degeaba ne-am adunat toți aici. Și o să încep aici cu domnișoara din dreapta mea, cu Ileana.
putem să-i dăm microfonul să o ajutăm. Ileana, tu te-ai implicat în două feluri în acest proiect, pe lângă faptul că săraca a muncit nopți și zile, pot să spun aproape, să caute costume, să se gândească și mai venea cu o idee și mai găseam ceva și mai găseam o crenguță. O să vedeți în fotografii despre ce este vorba și o să înțelegeți de ce Ileana a muncit atât de mult. Ileana, cum a fost experiența aceasta pentru tine și ce a însemnat din punct de vedere al costumelor, pentru că ești reprezentant al teatrului, al companiei de teatru Ancuța, dar și al meseriei, să spunem așa, de body paint sau, mă rog, painter, ar fi sunat mai bine, sau face painter și body painter. Da. A fost o experiență extraordinară, din punctul meu de vedere, o experiență care m-a pus în încercarea de a găsi noi modalități de a face ceva original și de a scoate în evidență frumusețea naturală pe care Agata o are deja. Iar rochile noastre frumoase, vaporoase, au dat un farmec aparte și au accentuat și mai mult ideea de Miss România și de ce poate face mama natură și costume. Exact. Adevărul că ea s-a transformat vrând nevrând într-o mama natură, pentru că am trecut prin toate anotimpurile, așa cum spuneam, și am putea spune că primăvara este o mama naturii, vara la fel și tot așa. Iar Agata a întruchipat perfect acest moment. Trecem mai departe și discutăm și cu fotograful care s-a ocupat de acest proiect și aș vrea să-l întreb... Trebuie să-l tutuiesc, că nu știu dacă v-ați prins până acum că e soțul meu. Făcând o glumă într-o altă emisiune, ne tot domneam și colegii mi-au spus: băi, dar este soțul tău sau, mă rog, iubitul pe vremea aceea. Zi, domne, pe nume. E, da, dar suntem în emisiune, trebuie să ne comportăm într-un fel. E, acum da, suntem în emisiune, dar o să-i spun Cristi, pur și simplu, pentru că noi împreună avem o echipă și ne ocupăm de astfel de proiecte. Pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase proiecte ale noastre și ne bucurăm că l-am pus la punct și că am avut ocazia să-l facem și că am avut și susținerea reprezentanților Miss România, pentru că doar cu acord dânșilor puteam face acest lucru. Așadar, spune-mi, Cristi, te rog, mai multe despre acest proiect, ce a însemnat pentru tine din punct de vedere al fotografiei, a viziunii tale ca fotograf. Un proiect destul de îndrăzneț. Agata a fost foarte receptivă la acest proiect și este începutul unei colaborări cu toată echipa, echipa Miss România, incluzând și pe Agata. Și sperăm că de acum încolo să avem astfel de proiecte constant, iar cei de acasă să vadă efectiv în ce constau aceste proiecte și cât de bine au fost valorificate talentele fiecăruia dintre noi. Din experiența ta ca fotograf, a fost un model dificil, a avut pretenții mari, a făcut nazuri, nu că aș fi fost și eu acolo, dar vreau să văd cum ai văzut tu acest lucru. Nu, Agata este clar o profesionistă și se lucrează foarte ușor cu ea. Nu trebuie să primească foarte multe sfaturi pentru a face un anumit cadru, pentru că deja are experiența shooting-urilor, știe exact cam să ce se dorește, cum da. Să se Dar chiar așeze. Ai spus la un moment dat, i-ai făcut ceva complimente și ai spus, ție stă bine cu orice și în orice fel. Cum te-aș pune, lumina cade bine, dai bine în orice ipostază. Și chestia asta nu se întâmplă la toată lumea, nu, din experiența noastră și a ta, în mod special, știm lucrul ăsta. Asta este un avantaj al ei ca și frumusețe naturală. Nu toți avem parte de așa ceva, avantajul este al ei pe deplin. Și acum trebuie să-mi exprim și eu părerea că așa ar fi frumos în ceea ce privește machiajul pe care l-am realizat pentru Agata. Într-adevăr, este foarte ușor de lucrat și în acest punct de vedere, pentru că are niște trăsături foarte frumoase. Știu că la un moment dat au fost și niște răutăți, nu înțeleg de ce, legat de Miss România. Agata mi l-a povestit, nu e cazul să le reamintim. Nu le-am înțeles, pentru că eu am simțit că are o fizionomie extraordinar de frumoasă și de ușor de lucrat. O să observați când veți intra pe Facebook, pe site-ul www.cristicampeanu.ro, probabil că și pe pagina de Facebook măcar a Miss României or să apară aceste fotografii, inclusiv pe pagina mea de Facebook, veți vedea în detaliu aceste fotografii și o să înțelegeți că i-a stat bine cu orice machiaj. Și poate pare ciudat, dar oricât de profesional ar fi un astfel de machiaj, sunt persoane cărora nu le stă bine chiar cu orice. E, vreau să vă spun că Agata i-a stat bine chiar cu orice și în orice ipostază, chiar dacă la începutul proiectului ei s-a părut puțin haios felul în care am deghizat-o, să spunem așa.
și cu orice costumație. Vă rog, domnul Ioan, vă invităm oricum. Ele trebuie să se retragă o secundă ca să se pregătească pentru partea artistică. Sigur, da? Pentru că urmează un moment artistic oferit de Miss România. Apropo de Miss România și de ceea ce ați făcut dumneavoastră ca echipă foto. Miss România reprezentând un simbol pentru toate femeile. Eu cred că foarte, foarte multe femei, practic toate, și-ar dori să aibă genul acesta de fotografii. Să ajungă să lucreze cu niște profesioniști, cum sunteți dumneavoastră, pentru că orice femeie trebuie să aibă niște amintiri foarte frumoase în viață. Și a sfătui pe cât mai mulți, dacă vor să vă caute, dacă nu sunt în alte părți, mulțumim, să știți că n-am vorbit, nu ne face reclamă gratuită. Nu, dar nu-i de reclamă. Atenție, nu-i de reclamă. O femeie trebuie să treacă prin așa ceva. Eu cred că în sufletul fiecărei femei există dorința de a avea o asemenea amintire din diferite perioade ale vieții ei. Așa că, ajutată de niște profesioniști, am spus, poți să vă caute pe noastră sau să caute pe altcineva, nu automat, contează. Automat, automat, piața plină. Cu cine relaționează bine, cu cine are această stare de comunicare. Această chimie, se formează o chimie clară între fotograf, între echipa lui și model, e clar asta. Și dacă fotograful poate să instruiască, să-i transmită, să explice cum trebuie să se comporte la o ședință foto și sunt convins că acest album va fi răsfoit de toată familia în mod periodic și se vor face update-uri. Și la 30, și la 35, și la 40, și soții de ce nu? Ei de ce să nu aibă? Dar noi chiar invităm, noi avem foarte multe vouchere, spre exemplu, diferite vouchere cu diferite idei, să spun așa, pentru ședințele foto, adică oferim de la copilași până la albume de familie în care sunt implicați bunici, părinți, tătici, cățel, purcel, nu contează, important e să dea bine în cadru, până la, eu știu, modele profesioniste sau, mă rog, diferite persoane care își doresc să facă acest lucru. Vedeți, oricine există această mare modă a selfie-urilor. S-a inventat autofotografia. Se compară lucrul acesta cu ce poate să-ți facă un profesionist? E, da, asta vine de la un reprezentant Miss România, într-adevăr. Nu. Cred că nu puteți să alegeți, zic eu, apropo de o preselecție, nu? Să alegeți o fotografie pur și simplu făcută selfie, da? Făcută personal, în comparație cu una făcută profesional într-un studio sau efectiv în natură, unde să vă dați seama exact de calitățile persoanei care ar putea participa la Miss. Noi la preselecții cerem fotografii normale. Când spun fotografii normale, nu ne trebuie fotografii din club, nu ne trebuie fotografii din altă parte. Nu ne interesează. Eventual nici în bikini, pentru că de-aia a scos proba. Miss România nu se ocupă cu așa ceva. Alții. Miss România e Miss România. Și atunci, cerem fotografii normale pentru că avem și noi ochi și ne dăm seama cum se poate transforma persoana respectivă cu ajutorul unor profesioniști. Cum în momentul ăsta sunteți dumneavoastră aici în platou. Nu sunteți singuri, nu suntem singuri, nici noi. E, dar e păcat, mare păcat, că orice femeie și orice bărbat să nu aibă niște imagini care să fie puse într-o lumină specială cu ajutorul unor oameni de meserie. Și atunci există această bucurie, pentru că dacă nu, atunci de ce trăim? Toată ziua trăim numai ca să muncim și muncim ca să trăim? Nu. Trebuie să avem și momente frumoase în viață. Acestea sunt unele dintre ele. Și care ar fi obiectivele dumneavoastră, apropo de ce ne dorim să facem în viață pentru anul viitor? Obiective însemnând clar legat de Miss România, dar poate mai aveți și alte proiecte pe lângă de care noi nu știm și am vrea să le cunoaștem. Obiectivul pe care îl avem noi ca organizație Miss România, pentru că suntem aici în Ploiești, în ceea ce înainte eu știam că se numeau galeriile comerciale, ar fi să se repete ceea ce s-a întâmplat acum 20 de ani, când aici, în aceste galerii comerciale, cu ajutorul unei fundații pentru tineret, cum erau, s-au făcut niște preselecții care au adus în finala națională câteva domnișoare de foarte bună calitate. Una dintre ele se numea, pe atunci avea 18 ani, și se numea, acum s-a schimbat, Roberta Anastase. Așa este. Știm Roberta a demonstrat. Și chiar tot prahoveancă de-a noastră, întâmplător Roberta sau nu. A demonstrat exact ceea ce ne dorim să găsim și în continuare. Că este un om serios în ceea ce a făcut. Deci nu vorbim de apartenență, de nimic altceva, ci pur și simplu de ce a realizat. Ea de atunci a spus că vrea să intre în politică și să facă treabă serioasă. Roberta a ajuns omul numărul 3 în stat. Demonstrând că este un om foarte serios, un om dedicat, un om care ne ce să-i spui. Un om care a demonstrat că trebuie să scoatem oamenilor din cap preconcepția legată de ce înseamnă o Miss. Ea a arătat ce înseamnă o Miss cu adevărat. Ce poți să devii? Un om serios care îți vezi de treabă în viață și care ajunge în vârf în domeniul tău. Așa este.
Agata, ce părere ai apropo de asta? Că noi am tot vorbit despre tine aici și tu n-ai apucat să spui mai nimic. Eu am sperat că, da, ea ne va cânta și m-am gândit că prin cântec ne va spune mai multe, dar așa, o mică concluzie despre tot ceea ce s-a discutat și despre această frumoasă experiență pe care tu ai trăit-o la acest eveniment. Înainte de toate, bună seara, bine v-am găsit, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi ploieșteni. Vă rog că merită. Mulțumim că ați rămas până la sfârșit. Da, deci pentru mine a fost o experiență cu totul și cu totul deosebită, un prilej de bucurie, de mândrie. Este o șansă unică în viață, o șansă care te afirmă, care îți dă posibilitatea să cunoști oameni noi, o echipă de profesioniști de la care ai cu siguranță de învățat numeroase lucruri pentru viitorul carierei tale. Foarte frumos. Într-adevăr, este o concluzie perfectă, spun eu. Altceva n-am putea spune mai bine de atât. Te-aș invita deja să ne cânți, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Nu înainte de a vă mulțumi tuturor pentru prezența în această emisiune și pentru această discuție frumoasă, constructivă, de ce nu, și până la urmă care să ne ajute să înțelegem cu adevărat acest concept. De orice fel, vorbim de Miss România în special, vorbim, iată, de o ședință foto care este foarte serioasă, că asta n-am apucat să spunem, este de bun gust, cum noi folosim acest termen tot timpul, nu e nimic provocator, nu este nimic de ochiat, este pur și simplu un alt fel de proiect, anotimpurile Miss România. Și stați alături de noi pentru că veți afla mult mai multe și vor urma mult mai multe fotografii și proiecte. Mai avem ceva în plan, nu vă spunem mai multe, probabil că în emisiunile viitoare vom dezvălui tot ce este nevoie. Mulțumesc încă o dată, Agata, te invit să cânți și să ne spui exact ce vei cânta. Da, pentru început voi deschide micul meu program muzical din această seară cu o piesă grecească, o piesă dragă sufletului meu, după care m-am gândit să schimbăm registrul muzical în ritmuri latino, să dansăm împreună, poate, cine a mai rămas, și ultima piesă surpriză. On se félicite dans sa fissure. Que ton ira fui diomas, anamenas brisson. Na figo des choris, das dan le forisson. Na sexe haso kie, na mensa colofisson. Όμως δεν γίνεται, δεν γίνεται απλέτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω ηχθιάστρικο και θα σε κυνηγήσω. Σε κάθε μέρος και στιγμή θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί. Σου λέω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτές και απλά να ξέρεις δεν αλλάζει. Δεν είναι μαγαζί καρδιά να φαίνω που γυρίσεις έτσι απλά. Σου λέω. Δεν είναι μαγαζί καρδιά να φαίνω που γυρίσεις έτσι απλά. Σου λέω. Γεια σου. Ξαφνικά πως όλο έχουν τελειώσει. Τα μάτια μου κοιτάς που έχουν βουρκώσει. Προσπάθησα πολύ να φύγεις απ' την καρδιά μου. Μ' ακόμα κάτι μου
στη χιόνι στον Ηράμο. Όμως δεν γίνεται απλέτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγήσω. Σε κάθε μέρος και στιγμή θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί στον νερό. Δεν γίνεται με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτές απλά να ξέρεις δεν αλλάζει. Δεν είναι μάνα στην καρδιά να παίρνω φυγένεις έτσι απλά στον νερό. Δεν είναι μάγα στην καρδιά να φαίνω φυγενείς έτσι απλά, σου λέω. Curaj, nu vă cred. No puedo más, más, ya no te quiero ver. Sufrido tanto por tu querer. Que sin amor no eras feliz. Mentiras, si te reías, si te burlabas de mi gran amor. Mentiras, yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Por tu querer, mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos. Mentiras cuando me decías que llora solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentiras si te reías, si te burlabas de mi gran amor. Mentías si yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Dragilor, și cum să treacă această seară și fără un twist, să vedem, cunoașteți melodia aceasta, Twist Again. Come on, let's twist again, like we did last summer.
Extraordinar, mulțumesc tare mult, Agata, dăm voie să te pup, hai să ne pupăm la cameră ca să fie înregistrare. Pentru invitație, mulțumesc pentru prezența echipei OMR, mulțumesc ție, Larisa, mulțumesc. Cristi, Ileana, pentru tot sprijinul și munca pe care am depus-o cu toți în acest proiect. Nu, a fost o muncă, a fost o plăcere, a fost un proiect extraordinar și cu siguranță vor urma și altele, dar rămânem la cameră, știu, se supără colegii că ne întoarcem mereu cu spatele, dar pentru că avem în spate invitați și nu e frumos, acum o să ne scuze, sperăm, pentru că vreau lângă o fată frumoasă să fac încheierea acestei emisiuni. Dumneavoastră nu trebuie să plecați, pentru că noi ne vom retrage din acest platou, în schimb vor intra reportaje interesante în continuare, veți avea multe de văzut pe VPTV și sperăm să rămâneți alături de noi în fiecare zi, mai ales că în această lună începe luna cadourilor, dar noi în mod special vă vom face cadou emisiuni frumoase, sperăm pe gustul dumneavoastră, care să vă bine dispună și să vă scoată puțin din problemele și grijile de zi cu zi. Vă mulțumim tare mult, vă mulțumesc eu în numele echipei noastre, nu mai spun pe toată lumea pentru că ei se știu, le mulțumesc că au rezistat eroic până la această oră, mulțumim și Marius din regie, lui trebuie să-i mulțumesc că l-am zăpăcit săracul, l-am fâțâit toată ziua. Îmi mulțumesc și colegei mele, Simona Anghelache, că ce-am botezat-o la început și nu vreau să creadă că am uitat de ea. Da, ea este Simona, colega noastră, avem și colega de la marketing, avem Ioana, la ea mă refeream, avem foarte multă lume alături de noi, de fără de care nu am fi putut să ajungem în acest moment. Sunt foarte multe de spus, dar nu vreau să vă mai rețin, că v-am chinuit destul cu această emisiune. Eu sper că a fost un timp plăcut și sper că vom continua în așa manieră, măcar în această lună, dacă nu, mulți, mulți ani de acum înainte. Să fiți sănătoși, să aveți o seară extraordinară și să sărbătoriți în continuare 1 decembrie, așa românește. Indiferent de ce ați văzut dumneavoastră aici, de câte naționalități am avut prezente în această emisiune prin intermediul muzicii, totuși a sărbători românește, eu zic așa este frumos în momentul în care te naști într-o asemenea țară, chiar dacă nu mai stai în ea până la capăt. Mulțumim din suflet, vă pup și vă doresc o săptămână și un sfârșit de an minunat. La revedere!